Dragi frați și prieteni, încep prezentarea acestui cuvânt cu un zâmbet. Zâmbesc de obicei, dar acum am un motiv aparte să fac lucrul acesta și, după cum ați văzut, peste tot așa a pus semnul acela care spune zâmbește, ești pe cameră, adică vrea să te anunțe ironic, să fii cu minte că ești pe cameră. De această dată însă noi nu vom zâmbi pentru că suntem pe cameră, nu e niciun zâmbet în acest surveillance sau supraveghere, cum numim noi, deși are părțile lui bune și previne mult rău și așa mai departe, diferă cu totul, absolut cu totul, de ceea ce vom învăța noi acum, pentru că noi vom învăța, titlul predării noastre este Zâmbește, ești pe camera cerului. Camera cerului nu este supraveghere, camera lui Dumnezeu nu este luneta diavolului, este cu totul altceva. Acum eu sunt convins că nu pentru toată lumea este o veste bună faptul că suntem pe camera cerului. Nu pentru toată lumea. Și cu toate că este pentru toată lumea o veste bună, dar nu, noi toți nu privim la fel. Omul a rămas cu aceste sechele de la căderea lui în păcat, cum că trebuie să se ascundă de Dumnezeu, trebuie să nu fie văzut de Dumnezeu și trebuie să pună frunze de smochin pe el ca să nu fie văzut, să-și acopere intențiile, gândurile, natura lui chiar. Și a rămas în sufletul nostru. Mântuitorul nostru ne-a adus o imagine a lui Dumnezeu care nu mai justifică acest fel primitiv, barbar de a fugi de Dumnezeu. Atunci când Biblia spune totul este gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu cu care avem de-a face, nu amenință, nu sperie, dimpotrivă aduce cea mai bună veste bună. Adică nu sunt niciodată uitat sau părăsit sau rătăcit în pustiu singur undeva. Nu, niciodată. Ci îngerii lor, a spus Mântuitorul, văd pururea fața Tatălui, ceea ce se traduce printr-o prezență permanentă a noastră înaintea lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu în viața noastră. E adevărat, revin spunând că natura noastră căzută îi impune la un moment dat să inspire frică în dreptul comunicării vizuale, chiar auditive cu Dumnezeu. Și știți ce a zis Manoah după ce a văzut pe Îngerul Domnului, judecător 13:22, el a zis soției lui, vom muri căci am văzut pe Domnul. Ia, înțeleg bine lucrul acesta, Dumnezeu nu înțelege greșit, nu confundă lucrul acesta, știe din ce suntem făcuți, nu neapărat chimico-fizic, dar mai ales psihic, moral, spiritual, știe din ce suntem făcuți, știe de ce zicem o anume vorbă și nu pe cealaltă, de ce facem lucruri și nu pe celălalt, el știe pentru că el vede. Și când vorbim de faptul că suntem pe camera cerului, nu vorbim de aspectele fizice sau mecanice sau ce face un om și este văzut pe cameră, ci de adâncimile ființei noastre, judecata se va face cu privire la ceea ce este nevăzut, ascuns, așa cum spune cartea Eclesiast. Trăim într-adevăr într-o societate a supravegherii și supravegherea aceasta nu a venit din cauza bunătății noastre, ci din cauza răutății noastre. Numai în Statele Unite se cheltuiesc aproximativ 80 de miliarde de dolari pe an pentru supravegherea oamenilor. În alte țări situația este chiar și mult mai gravă, cum ar fi China, spre exemplu. Ceea ce este îngrijorător și dacă nu cumva înspăimântător e legat de faptul că în anii 90 America cheltuia 40 de miliarde, acum cheltuie dublu, 80 de miliarde. Ce va fi peste câțiva ani? Vom vedea. Acesta este ecranul acela a fratelui mai mare din cartea lui Orwell, 1984. Supravegherea aceasta
Până la urmă, ea nu se oprește la gesturi sau aspecte exterioare, se vrea să se pătrunde în intimitatea omului, se vrea a lua locul lui Dumnezeu care vede ființa și așa s-a născut poliția gândurilor despre care știm noi acolo. Aceste lucruri care s-au născut din răul și răutatea noastră unul față de altul nu au nicio legătură cu faptul că Dumnezeul nostru vede. Iubiții mei, dacă este o binecuvântare cu adevărat, este aceea că Dumnezeu mă vede și la bine și la rău. Am fost de multe ori în spitale. Chiar acum am un iubit prieten care este în spital și este pe monitoare. Am petrecut nopți uneori lângă ființe care erau în ultimele momente de viață. Am petrecut cu soțul unei doamne lângă soția dumnealui. Însă era pe monitoare și monitoarele acestea arată în fiecare clipă starea diverselor organe și deodată am văzut pe monitorul acesta că inima merge în linie dreaptă. Aceasta a produs o alarmă teribilă și s-a încercat resuscitarea persoanei. Adică monitorul din spital nu este dat să urmărească pe cineva sau să-l supravegheze, ci să-l păzească de moarte. Acesta este un palid exemplu a ceea ce înseamnă camera lui Dumnezeu sau monitorul lui Dumnezeu, care este propria lui inimă și iubirea lui față de noi. Și aș vrea să sărbătorim acest lucru. Mă rog lui Dumnezeu să ne dea minte și înțelepciune să putem pricepe împreună cu toți ființii care este prețul nespus de mare al faptului că Dumnezeu ne vede. Iubiții mei, dacă vom lua acest lucru în serios, atunci multe din lucrurile pe care suntem înclinați să le facem, nu le mai facem. Multe din vorbele pe care nu le mai zicem. Multe din gândurile pe care le hrănim, uneori le lăsăm deoparte. Știm că suntem pe camera cerului. A încercat să cultivi o viață de aceasta de ascunzătoare, de șobolan, de subteran, cumva de ascuns, de acoperit cu frunze, de smochin. A încercat să trăiești o viață de aceasta. Arată cât de josnică imagine sau părere ai tu despre Dumnezeu. Știți că a fost o situație în care unii ziceau, nu, hai să ne batem cu ei în vale, că Dumnezeul lor e numai un Dumnezeu al munților, de aia ajută pe munți, dar hai să-i tragem în vale, că dacă acolo ne ducem, Dumnezeul nu are putere în vale. A ieșit rău de tot, o astfel de imaginație cu privire la Dumnezeu, a ieșit rău de tot. De aceea vreau să spun că este o nebunie ca noi să uităm sau să încercăm conștient cumva să trăim în afara câmpului vizual al lui Dumnezeu. Nu aș dori o astfel de viață. Știu ce, din nou revin la instinctul nostru acesta firesc. Ați văzut că la muntele Sinai au strigat să nu ne mai vorbească Dumnezeu, că murim, nu mai să rămân. Stai. Ce vezi în acest fapt al puterii desfășurate a lui Dumnezeu? Vezi o amenințare pentru viața ta sau vezi cea mai înaltă protecție? Când vezi că este cutremurat cerul și pământul de prezența lui Dumnezeu, nu ar fi cazul să-ți dai seama cât de puternic este acela care te păzește, care te veghează, care este asupra ta, care îți citește lăuntru sufletului tău și după cum pe monitoarele acestea în spital apar tot felul de coduri și coordonate legate de funcționarea diverselor organe, tot la fel, dar ce, fără comparație, apare înaintea lui Dumnezeu și este viu tot ce se întâmplă în sufletul nostru. Aș dori să mergem la un exemplu de mare însemnătate, foarte mare însemnătate. Și acesta îl datorăm nu părintelui Abraham, ci mamei lui Ismael, ismaeliților, deci de acolo luăm viziunea aceasta a lui Dumnezeu.
Abraham a făcut unele lucruri în care a arătat că se gândea că Dumnezeu nu vede. A dat pe soția lui să poate așa ceva, dar nu ești conștient că te vede Dumnezeu. Cum poți să faci lucrul ăsta în prezența lui Dumnezeu? Te uiți în jurul tău așa, în dreapta, în stânga, nu e nimeni. Hai să... Nu se poate așa ceva. Și totuși ați văzut că bunul Dumnezeu descoperă bunătatea și dragostea prezenței lui și acestui om și o ia de la capăt și din nou și din nou îl învață că Dumnezeu este prezent. Probabil că de cele mai multe ori în viață când am săvârșit răul a fost pentru că am uitat tocmai acest lucru, că suntem pe camera cerului. Stai puțin. Uite-te că ești live, ești în direct. Uite-te la lucrul acesta. Știu că n-ar trebui să fie așa și ar trebui să vină din inimă orice fel de ascultare, dar până când suntem niște ființe, ca să nu zic altfel, de felul acesta, avem trebuință. Un copil care este în creștere are trebuință de supraveghere. Trebuie să fie cineva cu ochii pe el, că el ia din foc sau pune mâna pe electric sau trebuie să fie supravegheat în fiecare clipă. Și ați văzut ce se spune despre mamă, că ea aude și o pisică mergând pe gard. Adică este întotdeauna conectată cu viața ființei iubite și care o iubește cum numai Dumnezeu înțelege. Acesta este Domnul. Poate o mamă să nu fie atentă la copilul ei, spune Domnul, poate să uite așa ceva. Problema este că ajungem să vedem rău lucrul acesta și spunem împreună cu cei răzvrătiți, Dumnezeu să mă lase în pace și nu vede nimic Dumnezeu și uite câte se întâmplă și Dumnezeu nu vede și tot felul de cuvinte de felul acesta. Dar ceea ce vom învăța și învățăm noi de la mama lui Ismael, de la Agar, cu această ocazie, mă rog bunului Dumnezeu din adâncul sufletului ca niciodată să nu se stingă în viața mea proprie și în viața noastră a tuturor. Așa că mergem în Genesa la capitolul 4, și suntem aici la prima refugiere a lui Agar. Ea a avut două fugi în pustie, a fugit de două ori în pustie. Dar acum suntem la prima. Și prima ei fugă este legată de cea de-a doua fugă. Subiectul fugii este tocmai disprețul. Aia vede Dumnezeu, știe Dumnezeu sau așa mai departe. Suntem în pericolul ca binecuvântarea să ne îmbolnăvească de îngânfare sau de înălțare de sine. Agar a fost o ființă foarte bună până nu s-a îngânfat. În momentul în care s-a îngânfat, s-a uitat cu sile și dispreț la stăpâna ei, la Sarai, la soția lui Abraham. S-a uitat, cine ești tu, mă? Păi uite cine sunt eu și așa. Scrie Scriptura că în momentul în care a rămas însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpâna ei, adică cine mi-s eu. Îmi vine în minte o expresie românească, dar nu voi folosi cu această ocazie să uita la ea așa cum. Și sigur că acest lucru punea în pericol nu doar viața de familie, care se poate rezolva. Punea în pericol misiunea lui Abraham pe pământ și de acolo a prorocilor, a profeților și a lui Israel însuși, care era nașterea lui Mesia pe pământ. Deci proiecția oricărei vorbe care o zicem noi sau fapte sau asta, nu este locală și momentană, ci trage departe, foarte departe. Din motivul acesta ea a fost trimisă la școală. A trebuit să treacă prin școala pustiei, a luat două clase aici în școala pustiei. Și acolo a învățat ceva nemai pomenit. A învățat că nu e bine să te îngâmi, să te uiți la cineva cu dispreț, pentru că te vede Dumnezeu. Dumnezeu vede și un lucru și celălalt. Și tu care ai fost luată ca sclavă, ca slujitoare din Egipt, acum te faci din
binecuvântarea aceasta o pricină de îngânfare, te uiți la frați, la vecini, la familie chiar, cu dispreț că uite cine ai ajuns tu și cum ești, în loc să te smerești, cum ne spunea vecinul nostru păștin. Lauda să mă smerească, așa spunea el întotdeauna, că noi apreciam felul lui, el a fost primarul Câmpul Lungului și cu grijă de toți cetățenii și așa mai departe. Și o istorie foarte frumoasă și noi apreciam acest lucru, iar el cerea de la Dumnezeu smerenie când noi apreciam aceste lucruri. Binecuvântarea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu are menirea să smerească un suflet. Dacă este însă rău întrebuințată, binecuvântarea poate să facă din tine un închipuit, un îngânfat, un insuportabil, un respingător și respins, urându-ne și fiind ureți, așa cum scrie Sfânta Scriptură. Nu o să rămânem asupra detaliilor, ci doar lucrul acesta îl vom urmări. Agar a fugit, spune versetul 6 din capitolul 16, Genesa, a fugit în pustie. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu și lângă izvorul care e pe drumul ce duce la Sur, este localizat geografic. El a zis, îngerul Domnului, cu V mare putea fi însuși Domnul Iisus Hristos. Agar, roaba Saraiei, deci statutul social al vremii, rău cum era statutul social al vremii. Și mi-a plăcut foarte mult de Prager. Prager a zis, nu vorbiți de sclavi în Israel. Uitați-vă la celelalte națiuni să vedeți diferența. Ce viață aveau sclavii într-o națiune care se temea de Dumnezeu și ce viață aveau în alte națiuni. Cu toate că abuzurile și răul n-au putut fi prevenite nu datorită lui Dumnezeu, ci datorită inimii rele a omului. Ce e cu tine aici, o întreabă? Îți dai seama de care e cauza acestei probleme? Ea spune, fug de stăpâna mea Sarai. Nu fugi de stăpâna ta Sarai, fugi de îngânfarea ta, fugi de mândria ta, asta te aleargă. Omul aleargă cu tare, devine că nu, te aleargă propria ta viață. Aceasta este, tu n-ar fi trebuit să fii aici dacă nu ai fi privit în acest fel. N-ai fi transformat binecuvântarea lui Dumnezeu într-un blestem, pur și simplu. Acum, în versetul 9, îngerul spune, uite care e soluția. Soluția nu este să stai în pustiu și ai găsit o fântână aici, dar nu este aceasta soluția. Misiunea ta e mult mai înaltă și mai mare și nu pune în primejdie propria ta chemare, adică din tine se va naște un popor imens, imens, cu voievoz, cumpărați, cum se și vede astăzi istoria Orientului și miliard și de islamici, de frați islamici în lume și de urmași ai lui Abraham. E o problemă, fierbe pământul din pricina ei, dar ea avea vederi scurte și era în competiție, a intrat într-o competiție nenecesară, nesănătoasă, imorală, literalmente, cu Sara, ceea ce nu ducea deloc la bine. Întoarce-ne înapoi, ai o misiune mult mai înaltă de îndeplinit, supune-te sub mâna ei, parte din, pe aici trece drumul, cu alte cuvinte. Îngerul i-a zis, iată, ai un mare viitor, îți voi înmulți foarte mult sămânța, ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată. Miliard și de oameni, cine poate număra așa ceva? Îngerul Domnului i-a zis, iată, acum ești însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ismael. Nu încerca să nu întrerupe planul lui Dumnezeu, nu, cum îi spunea lui Iov, cine e omul ăsta care mi-ntunecă planurile față de el prin cuvântări fără pricepere, prin alegeri de un fel sau altul, mi-ntunești planul care l-am cu tine, spunea Domnul. Când a auzit ea aceste lucruri și când i-a deschis îngerul Domnului ochii, cum i-a deschis lui Gehazi, la un alt nivel, la o altă viziune, wow, era acolo, dar dacă nu îți deschide Dumnezeu ochii, nu o vezi, i-a deschis ochii asupra vieții, tu nu ai viața asta de competiție cu Sara, sau e vorba de proiecția în viitor, e vorba de omenire, e vorba de planul lui Dumnezeu, e vorba de nemai auzit. Ce plan are Dumnezeu cu tine? Nu te opri și nu te împiedica în aceste
nimicuri pur și simplu. Nu te împiedica în tine însăți, nu te îngânfa. Cu alte cuvinte, smerește-te înaintea lui Dumnezeu, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, nu la îngânfare. Și atunci ea a dat un nume propriu lui Dumnezeu. Ai voie să-L numești pe Dumnezeu? Da, sigur că da, pentru că nimeni nu cunoaște numele lui Dumnezeu. Știu că sunt unii oameni destul de zăpăciți care să creadă că sunt în posesia numelui lui Dumnezeu. Nu e nimeni în posesia numelui lui Dumnezeu. Când a zis, când Moise a zis, zi-mi și mie un nume, Amon, Ra, cum aveau ei în Egipt, tot felul de zei, Hercule și așa mai departe, și Afrodita, și zi-mi și mie un nume. Nu, eu nu am nume. Eu sunt cel ce sunt, dar lucrul acesta este așa de adânc, e așa așa se zbuciumă sufletul în fața acestei expresii și vreau să mă opresc cu această ocazie numai la un singur aspect al ei. Eu sunt cel ce sunt pentru tine. Uite-te bine la mine. Dacă pentru tine sunt un Dumnezeu orb care nu văd, dacă pentru tine sunt, așa cum se spune tradiția, că doamna aceea cu Iosif acolo a aruncat o roche peste chipul zeului și a zis, uite, nu mai vede, gata. Și Iosif i-a spus, nu, eu nu am un Dumnezeu care poți să-i arunci tu rochea în cap să nu mai vadă, ci eu am un Dumnezeu care vede și ca atare nu ne putem asocia. E minunat, e foarte bun exemplu ce înseamnă a vedea că Dumnezeu vede. Cu această ocazie, Agar își dă seama că, de fapt, Dumnezeu o vede, dar nu doar că o vede, ci vede mult mai departe, vede în profunzime, vede totul. Doar Dumnezeu poate spune acest cuvânt. Și atunci ea îi dă un nume personal lui Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt pentru tine. Cine sunt eu pentru tine? Cine e Dumnezeu pentru tine? Ce gândești? Ce-ți vine în minte? Tozer spune treaba aceasta. În momentul în care, sau valoarea supremă a unui om, spune el, este ce-i vine lui în minte când se gândește la Dumnezeu. Omului de nimic nu-i vine nimic în minte. El este nimic. Omului înrăit, rău, îi vine în minte primejdia, pericolul pe care îl reprezintă Dumnezeu. Și dacă ar fi să se facă astăzi un sondaj, vă asigur că fiecare om ar recunoaște că are în suflet gândul veșniciei, este atras de ideea de Dumnezeu, dar fuge de Dumnezeu. Dumnezeu e cineva de care trebuie să fugi, să te ascunzi. Dumnezeu este cineva pentru care trebuie să te uiți în dreapta, în stânga, dacă te vede sau nu. Din pricina aceasta, omul continuă să fugă. Nu prea departe, pentru că generația noastră, chiar acum am citit pe Mircea Eliade Nostalgia Originilor, lumea în care suntem noi nu a rezolvat niciodată problema acestei nostalgii, a întoarcerii la origine, a așezării omului. Și acum omul, într-adevăr, omul modern, omul de plin, așa cum îl numește el, este acea ființă umană în care avem manifestarea sacrului. Am luat notițe copioase din cartea aceasta pe care am citit-o pe avion complet de la București până aici. A fost extraordinar. Agar este în poziția de a pune un nume lui Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt pentru tine. Cine sunt eu pentru tine? Păi tu ești pentru mine, versetul 13, tu ești Dumnezeu care mă vede. Dar, iubiții mei, așa cum am mare pasiune sufletească să mă uit la toate nuanțele unui cuvânt, că e larg, este imens, este ca un diamant strălucind pe toate fațetele și sclipind și e de neimaginat. Cuvântul acesta, tu ești un Dumnezeu care mă vede, cuprinde o idee incredibilă. Tu ești Dumnezeu care te lași văzut, te poate cel ce te vede. Dar ne spune Pavel în epistola către Romani, aceasta presupune să te uiți cu băgare de seamă, adică cu atenție, cu concentrare, să fii prezent când te ocupi de lucrul acesta. În afară de faptul că tu ești Dumnezeu care mă vede, tu ești un Dumnezeu care te lași văzut. De aceea dă ea numele Lahairoi, acelei fântâni, care se găsește localizată de asemenea geografic, îi dă numele acelei fântâni, fântâna celui viu care mă vede.
Nu ne permite timp acum să ne ocupăm de conținutul acestei expresii pe care o naște ea pur și simplu cu privire la Dumnezeu care vede și se lasă văzut. Este un dialog dumnezeesc aici. Dar sub copleșirea aceasta continui să mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să nu uităm niciodată că El este acela în prezența căruia, așa cum predica Pavel pe înălțimile lui Marte, în El avem ființa, în El ne mișcăm, în El avem viața. Deci, unde mă voi duce departe de fața ta, întreabă Pavel, ca să nu mă vezi tu pe mine? Pe el nebunia asta l-a dus la ceea ce a făcut. Nebunia de a crede că Dumnezeu vede doar la biserică sau așa mai departe și acesta e păgânism, acesta e un idol, un orb. Cu adevărat, spune ea, am văzut aici fața aceluia care mă vede. Este atât de adânc lucrul acesta. Am văzut pe acela care îmi poartă de grijă, o altă nuanță a cuvântului acestuia, și spune el, am văzut pe cel care mă privește, vă rog să notați lucrul acesta, pe cel care mă privește cu înțelegere și cu compasiune, cu împreună simțire. Acesta se cuprinde în cuvântul cel ce mă vede, nu doar că se uită la mine, ci are nuanțele acestea. Mă privește cu înțelegere, singurul care înțelege este Dumnezeu, și cu împreună simțire, cu iubire, cu compasiune. Am văzut numele lui Dumnezeu. Acum se ridică întrebarea aceasta. Numele lui Dumnezeu cere de la mine și de la tine un răspuns. Eu sunt cel ce sunt. Da, dar cine sunt eu pentru tine? Cine sunt eu pentru tine? Zâmbește. Ești în fața celui care vede totul, în fața căruia nimic nu este ascuns. Dar vederea lui Dumnezeu nu este luneta diavolului. Ce se ascunde în spatele acestui fapt dumnezeesc exprimat în Scripturi, cum că El, în fața Lui, totul este gol și descoperit. Ce se ascunde aici? Se ascunde grija, se ascunde iubirea, se ascunde planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Lui Dumnezeu nu este indiferent ce fel de față ai, nici ce vrei să ascunzi sub vopsea. Nu este indiferent lucrul acesta. Nu sunt indiferenți parametrii inimii, plămânilor ficatului tău. Întreaga ființă, sufletul nostru, este conectat la inima lui Dumnezeu. De aceea i-a spus omului acestuia. De ce ți s-a pus o mără față? E semn rău. Dacă vezi pe cineva că i-a îngălbenit fața, îți dai seama ce se întâmplă. Dacă vezi pe cineva care ia culoarea portocalei, îți dai seama ce se întâmplă cu ficatul lui și așa mai departe. Ești pe monitorul lui Dumnezeu. Pentru cel care caută binele, slava, cinstea și nemurirea, așa cum spune Biblia, Dumnezeu care mă vede este cea mai mare binecuvântare care poate fi vreodată. Și nu există loc sau instanță, circumstanță în viața noastră în care lucrul acesta să nu fie viu și adevărat. Este real faptul că uneori suntem trecuți cu vederea, cineva nu ne vede printr-un magazin, se uită la un raft ca să nu ne vadă. Bine, nu e nicio problemă. Aceasta însă nu se aplică niciodată la Dumnezeu. De aceea cuvântul lui Dumnezeu, care a adresat atât binele cât și răul din viața noastră, care vede cu adevărat, este acela care se lasă văzut. Și când privim cu băgare de seamă, ce vedem la cel ce vede? Nimic altceva decât că tu ești acela care mă privești cu înțelegere și cu iubire. Iubite Tată, ajută-ne să nu uităm niciodată această făgăduință a cuvântului Tău. Tu ești acela, Doamne, care ai văzut căderea noastră și manifestarea prezenței Mântuitorului nostru între noi este semnul că Tu ai văzut starea smerită a sufletelor noastre și drumul pe care mergeam noi și Tu, Doamne, ai întrerupt reacția aceasta
a păcat, legea păcatului și a morții, ai rupt-o cu mâinile tale și prin viața ta, Doamne Iisuse. Îți mulțumim pentru darul acesta nobil și înalt, cel mai sfânt și scump, faptul că suntem sub privirile tale. Ajută-ne să trăim totdeauna sub privirile tale și numele tău să fie în veci binecuvântat. Amin.